declarația protestelor la un clic distanță de nicio schimbare. Formulând titlul ăsta, ne-am gândit la cei foarte pesimiști, cei care spun că protestele nu schimbă nimic. Aveam în minte așa discursul unora care, pentru care rolul protestatarului este, sau imaginea protestatarului este cea unui tânăr în fața laptopului care postează tot felul de chestii pe Facebook, care apoi din când în când se înfoaie alături de alții, iese în stradă și apoi se întoarce acasă, neschimbându-se nimic. Ei bine, asta ar fi o perspectivă cât se poate de pesimistă. De cealaltă parte, în cealaltă extremă, sunt probabil optimiștii sau cei foarte optimiști, cei care spun că protestele schimbă clasa politică, ne schimbă pe noi, schimbă România în ansamblu. Firește, între aceste două extreme sunt mai multe opinii, mai mult sau mai puțin moderate, care, eu știu, într-un fel sau altul, nuanțează cele două extreme. Bun, ca de obicei avem două tabere, tabăra pro și tabăra contra. De data aceasta, în tabăra contra sunt ambii invitați, de obicei obișnuiam să fie un invitat și un membru permanent din cadrul proiectului. De data asta am schimbat puțin lucrurile ca să nu ne plictisim. Interesant este, spun eu, că de data asta tabăra pro este cea care este aripa tânără, să spunem așa, și sunt cei care până la un punct vom vedea care vor spune că protestele nu schimbă mare lucru. Și din coace, tabăra nu la fel de tânără va fi tabăra optimistă în seara asta. Bun, înainte să începem, le mulțumesc invitaților noștri că au venit. Sunt convins că nu mai au nevoie de nicio prezentare. Lucian Ionică, domnul Daniel Vighi și domnul Lucian Ionică, profesori universitari, scriitori, atât de prezenți, protestatari în primul rând. Da. Bun, eu zic să începem. Prima etapă, ca de obicei, fiecare membru din fiecare echipă are la dispoziție 7 minute, un discurs pe care îl va ține în fața voastră, nici o secundă în plus, odată ce cele 7 minute s-au scurs. Vom reveni apoi și, de obicei, a doua etapă este etapa în care cele două tabere își cer explicații și apoi a treia etapă este cea în care publicul intervine. Pentru că, spuneam, suntem așa într-un format din cel mai intim, probabil vă vom invita să interveniți încă de la etapa a doua. Deocamdată, haideți să începem cu prima etapă. Aș vrea să spun un lucru de la început. Aș vrea să încep cu a spune despre ce nu dezbatem în seara asta. Nu dezbatem dacă protestele sunt bune sau nu, nu asta e ideea. Protestele sunt bune, sunt semnul implicării civice și a responsabilității sociale. Tabăra pro nu vine să spună că protestele n-au niciun rost sau artistele de muitării, deci nu ne caracterizează atitudinea de lehamite până la urmă. Nu considerăm că cei care sunt în stradă sunt manipulați sau plătiți de Soros, de exemplu. Altă problemă sau alt set de probleme am dorit să le aducem în discuție. În primul rând, am dorit să scoatem la iveală schimbarea pe care protestele o cer, în primul rând, și apoi să ne gândim dacă protestele în forma lor, așa cum există ele în România, sunt suficiente, deși necesare, sunt și suficiente pentru a naște, pentru a aduce schimbarea. Și mi-am împărțit un pic responsabilități în seara asta. Eu am să încerc să vă convinc că există o singură schimbare fundamentală pe care fiecare protest în parte o cere, urmând ca Sergiu să aducă două linii de argumentare, una principială și una pragmatică, prin care să arate de ce protestele în forma lor actuale nu sunt suficiente pentru a naște schimbarea. Și acum despre schimbare. Imaginați-vă următoarea situație. Sunteți în junglă, aruncați acolo, vă treziți în junglă și vă dați seama că vă sufocați, foarte greu de respirat. Ați fost aruncați într-un mediu primejdios, ambuscade pe care nu le vedeți, ochi de prădător peste tot. Odată cu spaima asta inițială și intensă, primul gând ce cumva involuntar vine peste noi este să scăpăm de acolo, să producem schimbarea fundamentală de a scăpa din mediul ăla primejdios. Și există diferite atitudini pe care ne le putem asuma. Una dintre ele este să rămânem pe loc, să nu facem nimic în speranța că vine cineva să ne salveze, ne ia frumos așa ca pe un pion și ne duce într-un mediu ocrotitor. Altă variantă este să începem să ne dăm seama că trebuie să încercăm noi să ieșim singuri din jungla respectivă, din primejdie, și
putem să începem să alergăm în toate direcțiile, să consumăm o grămadă de energie, doar pentru că în scurt timp să ne dăm seama că, de fapt, ne mișcăm în cerc în acea zonă. Specialiștii în supraviețuire spun că cea mai bună atitudine, strategie ar fi să ne alegem un obiect din orizontul nostru vizual, un copac sau un luminiș, și să mergem în direcția respectivă. Odată ajuns și acolo, ne întoarcem, ne uităm de unde am plecat și ne alegem alt obiect din spațiul nostru vizual și astfel să formăm o axă, o direcție, un drum. Gândul nostru fundamental întotdeauna să scăpăm din jungla primejdioasă. E, așa văd eu România astăzi și așa interpretez eu protestele. Mi se pare că trăim într-un fel de junglă. Dacă ieșim pe stradă, ne simțim cumva sufocați de nu știu ce anume. Simțim că există ambuscade, primejdii peste tot. E, originea primejdilor ăsta are un nume și se numește corupție. Asta mi se pare mie. Și de ajuns să menționăm investigația Cătălin Tolontan, ca să înțelegem cum ambuscadele astea de fapt sunt peste tot, chiar și atunci când nu le vedem. Și pentru mine protestele cu temele lor nu sunt altceva decât obiective de etapă. Așa cum înțelegi un punct fix și vrei să ajungi acolo și apoi încă un punct fix, totdeauna schimbarea fundamentală este să ieși din junglă. Ori din punctul meu de vedere, schimbarea fundamentală pe care fiecare protest o dorește e ieșirea din jungla corupției. Și n-aș vrea să aveți impresia că vin și arunc eu gândul ăsta în spatele protestatarilor. Eu cred că, de fapt, germenele e acolo, inclusiv începând cu protestul Roșia Montană. E de ajuns să ne aducem aminte ce se zice atunci în stradă. Zicea, nu corporația face legislația. Păi care e problema în chestia asta? De ce n-ar face corporația legislația? Pentru că nu-i treaba corporației să facă legislația. Legislația o face legislatorul cu gândul la binele comun. Când legislatorul apleacă cu urechea la interesele corporației, nu-și mai împlinește menirea. Și atunci cumva iese de pe șine, devine dezaxat, altfel spus corupt. Că asta înseamnă să fii corupt, să nu-ți împlinești menirea. Ori, al doilea protest, cel cu diaspora, se spunea lăsați-i să voteze. La fel, aveam un guvern care datorie era să organizeze alegerile. Când guvernul se pune de-a curmezișul și nu-și împlinește menirea, e corupt, e dezaxat, iese de pe șine. Ori gândul ăsta izbucnește cu forță odată cu protestele colectiv. Când oamenii au început să spună corupția ucide. De fapt, gândul ăsta era încă de la Roșia Montană acolo. Și dacă vrem o schimbare fundamentală, atunci trebuie să înțelegem că schimbarea fundamentală ar însemna să ieșim din tocmai din jungla corupției. Și evident, se pune problema dacă protestele noastre, așa cum există ele, spontane, emoționale, sunt o strategie suficientă pentru a combate corupția. Dacă nu, cumva, riscă să se răsfire, să se disipească, spunem noi. Și am să cedez minutele rămase lui Sergiu, pentru că el va veni cu câteva, nu știu, se poate face asta? Va veni cu o serie de exemple precise și practic va continua argumentul meu. Și dacă sunteți de acord cu mine că asta e schimbarea fundamentală și că de fapt schimbările punctuale pe care le aduc fiecare protest în parte sunt obiective de etapă, așa cum îți alegi un obiectiv de etapă în junglă de la un copac la altul, atunci se pune problema, întrebarea și pe la care va încerca Sergiu să răspunde, ei, sunt protestele noastre suficiente pentru a ne scoate din jungla corupției? Mulțumesc! Bine, păi putem opri cronometru și dacă sunteți de acord o să-i acordăm un minut jumate în plus lui Sergiu. Bun, acum vom auzi un contraargument și îl vom auzi din tabăra contra cei care, conform moțiunii, susțin protestele. Cine vrea să vorbească? Domnul Vighi. Domnul Mulțumesc. Vighi. Sigur, eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Protestul este o stare foarte stranie. V-aș vorbi aproape de un soi de metafizică a stării în jurul protestului. Ființa protestatară nu exista pe vremea comunismului, să știți. Totul acolo se întâmpla, protestul era mut și în dosul unor ziduri. În momentul în care am protestat prima dată, eu mă aduc aminte, eram de vârsta voastră așa, mi s-a părut uluitor, extraordinar. Și am simțit schimbarea. În momentul ăla s-a produs o schimbare. Schimbarea că poți să strigi pe stradă. Acum, sigur, lucrul ăsta părea... Atunci era un lucru care nu putea fi gândit. Sigur că protestul este legat într-un fel intim de starea de libertate a individului. Omul liber are exercițiul protestului. Omul liber este cel care se enervează. Enervarea este o formă prin care societatea civilă se poate apăra și democrația se apără prin enervare.
Sigur că enervarea trebuie să existe și ea în anumite limite care țin de respectarea codului penal. Nu te poți enerva atât de tare încât să-l depășești niște limite ale penal, să zicem să intri în penal. Dar stările astea sunt după aceea extrem de interesante. După Revoluție, protestele au fost o formă de superbă supapă a oamenilor. Când mergeam la proteste, la meeting-uri în anul 90 și ne răcoream așa. Și din cauza asta nu s-au mai produs, n-au mai tras până la mineriade. Deși au fost proteste în continuu până în momentul din 13-15 iunie. Dar a protesta împreună pe niște idei frumoase este tot ce poate fi mai frumos pentru un om. Iată, numai departe în Varșovia acum. Varșovia, măi, Polonia. Pe mine mă surprinde Polonia ce se întâmplă acolo. Această țară care pentru noi în anii 70-80, vorbeam și de cinematografie, însemnau enorm de mult. Iată, Polonia se prostește astăzi. Ungaria, mă, ce era Ungaria în anii 90? Nu? Și ce nivel de, într-un fel de democrație față de noi îl aveau și iată cum se prostește. Zeman în Cehia. Sunt oameni care se masifică și în raport cu care doar protestul te poate până la urmă. Și în Varșovia s-a întâmplat asta super, cu zeci de mii de oameni ieșind pentru o idee. Asta e foarte frumos, să nu ieși pentru o și colegii noștri așa cu salariile astea mormă. Când îi văd cu salariile, trebuie tot timpul salarii. Și numai cu salarii. Aia, ăla nu este protest, este o formă așa, în sfârșit de aranjat așa, într-un fel. Nu este starea asta de libertate și de provocare de care ziceam. Bun, acum sigur că, apropo de cât suntem aici, eu am făcut protest în fața abatorului. Știți că abatorul este luat de domnul Țiriac. Mă. Domnul Țiriac l-a luat și îl ține așa și vrea să-l distrugă, că de obicei așa fac domnii ăștia care vor să distrugă patrimoniul, iau acoperișul și plouă, ca aia, în felul ăsta scapă de codul penal. Că codul penal zice, dacă îl dărâmi, intri la pușcărie, dar dacă tu îl lași cu un acoperiș, intemperia aia nu este un autor, ăla-i bunul Dumnezeu cel mult care ar putea fi tras la răspundere. Și am fost 5 oameni. 5 am fost acolo, deci mai puțin. 5 oameni, e adevărat că puțin mai vizibil așa în plan public, dar plin de presă așa într-un fel și am avut, n-am avut mare rezultat până la urmă, dar cel puțin acoperișul l-au făcut. Acoperișul. După aia cu doamna Vlad, există o doamnă care a umplut orașul cu farmacii și care doamna asta era șefa comisiei de urbanism în orașul nostru, nu? Trebuia să aibă grijă de patrimoniu istoric. Și doamna era proprietară, nici n-am știut asta, proprietară pe Emanuel Îngulone, pe groapa aia de acolo, care a fost o clădire de secolul XVIII. De calitate, adică patrimoniu istoric. Și doamna a lăsat clădirea să se dărâme, că vrea să facă ceva, nici ea nu știa ce, că până la urmă n-a mai făcut nimic. Și atunci am vorbit cu studentele mele și cu ăștia de la arte plastice, care le-au plăcut grozav protest, am spus, hai să facem un protest. Ca să vedem, în primul rând, cine e proprietarul aici, pe această clădire. Și am zis așa, dacă ei o lasă, că mirosea îngrozitor, că erau boschetare și făcea lumea nevoile, vă aduceți aminte, și acum au îngrădit-o acolo groapa aia. Dar era încă clădire acolo, nu puteai sta de mirosul de excremente. Era un closet public. Și am zis așa, dacă ei îl lasă așa, noi îl înnobilăm. Și băieții ăștia de la alte plații au venit și au făcut acolo pe zidurile alea dărăpânate și au pus grafică. A venit o fătuță de la conservator cu vioara. A spus, ai față când? Când au văzut ce e acolo, a spus, domn profesor, eu nu scot vioara, că știți ce e aici. Când au văzut câte televiziuni vin, a spus, zice, când ceva? Și-o cânta Bachmann între două grămezi de cărămizi, așa. Și-a apărut arhitectul, era Radosan, arhitectul șef al orașului, și am văzut că se tocodesc, că nu vreau să spun a cui e cine și a cui e asta. După aia am aflat, doamna Vlad, doamna Vlad. Ce s-a întâmplat după aia? Păi s-a întâmplat că, știți cum e cu protestele astea, dacă nu te ții de ele, trebuie să, și nu contează numărul, încă o dată vă spun, asta e o iluzie, că trebuie să fii sute. Dacă ai idei corecte și asta, poți să fii 5-5, unul poți să protestezi, unul singur, poți să te duci acolo în groapa aia. Și ar trebui să facem asta din nou. Pentru că, între timp, doamna Vlad a vândut unui italian,
care italian nu se mai știe pe unde e italianul ăla. Și acum primăria zice noi, dacă asta e proprietate aici, groapa asta este a unui italian, noi nu mai avem niciun fel de răspundere. Fals. Fals. Au răspundere. Cum dracu să n-aibă răspundere că au făcut tot ce într-o ăla și groapa aia acolo, pentru că italianul nu-i dau de urme, nu? Deci iată că protestele au și n-au, dar protestul este până la urmă. Cea mai importantă stare a unui protestatar este faptul că își pune păsul. Și asta este expresia unei ființe libere. Să spui ce te enervează în lume. Atunci ești liber. Îi mulțumim domnului Vighi. Expunerea dumnealui m-a ajutat așa să-mi formulez o întrebare care mă bântuie de o vreme, și anume ce ar trebui să facem ca protestele să aibă sens, să devină așa ar trebui să devină o constantă, ne-ar ajuta asta, și ce ar trebui să facem ca să devină o constantă. Am avea nevoie de așa de un soi de gherilă urbană ca să reacționeze de fiecare dată, sau nu neapărat urbană, poate să fie urbano-rurală, ar fi binevenit oricum. Dar probabil vom vorbi despre asta când trecem în etapa a doua. Acum e rândul lui Sergiu, are și el la fel 7 minute. Ah, de fapt, pardon, ai 8 minute jumătate. 8 minute jumătate. Da, firește că expunerea domnului Vighi e foarte frumoasă și ne încântă și suntem întru totul de acord cu ce a spus domnul Vighi. De altfel, țin să spun și eu că nu credem, cât uși de puțin, că protestele nu ar fi deloc, n-ar produce nicio schimbare, cât nu ar produce nicio schimbare esențială. Și aici o să încerc să explic cam ce am înțelege noi prin schimbare esențială. De aceea o să enumăr câteva, hai să zicem, probleme pe care le-am identificat împreună cu protestele cele mari din România din ultimii ani, scopul fiind, din nou, nu să ne contrazicem, ci să încercăm împreună și cu dumneavoastră să ajungem la câteva concluzii, nu? La câteva soluții, să fie o discuție constructivă. De aceea o să vorbesc despre două lucruri. În primul rând, probleme practice, pragmatice. Probleme propriu-zise, punctuale, cu marile proteste din ultimii ani, și aici o să mă refer la cele mai cunoscute. Apoi, mai zicem, probleme principiale. De ce protestul în sine, mai ales cel care e foarte mare, nu funcționează, nu are efectele pe care ni le-am dorit. Păi, pragmatic vorbind, avem următoarea problemă. Cum spunea și domnul Vicky, oamenii vin la proteste de multe ori dintr-un raționament emoțional, rațiunea sentimentelor, hai să zicem așa, se liberează de fiecare dată când se întâmplă ceva care are o mare reacție emoțională în societate, oamenii ies, cum am văzut și la episodul colectiv sau în 2012 cu Raed Arafat. Și problema în sine este că astfel de proteste nu se continuă dincolo de izbucnirea aceasta emoțională împotriva unui guvern sau altul, și trebuie cumva să ne gândim cum să se structureze mai bine, astfel încât să ne atingem cu toții obiectivele de schimbare reală a societății. Pe de altă parte, nu izbucnesc, nu, protestele în momente care s-ar dovedi esențiale, și vedem acum exemplu cu Hexifarma și corupția din sănătate. Din nou, nu a fost un protest masiv, cum a fost cu, nu știu, colectiv sau mai devreme în 2012, în 2013 cu Roșia Montană, deși merita în momentul acesta să existe proteste puternice pentru a schimba, pentru a reforma sistemul de sănătate. În educație la fel. Nu ne dorim să reformăm sistemele acestea și nu există o programă coerentă și mereu activă de fiecare dată când se întâmplă ceva în societate. Asta ar fi, nu, o problemă. Pe de altă parte, sunt probleme practice cu efectele protestelor, dacă stăm să ne gândim la ultimele mari proteste, și anume, clasa politică nu, legiuitori, despre care vorbea și Alex, nu reușesc să transforme energia aceasta într-o schimbare reală. Și vedem cum partidele, să nu ne codim de la a da exemple cât se poate de concrete, partidele, în loc să urmeze, nu, îndemnurile protestatarilor, de fapt manipulează
folosindu-se de sloganurile care se află nu de multe ori în piețe. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că se folosesc de proteste pentru a manipula, reformele nu se produc. Există o mare, hai să zicem, încremenire a marilor sisteme administrative, educație, sănătate, și deși protestatarii cer cu mare vigoare reformarea acestor sisteme, sistemele astea parcă sunt încremenite. Și atunci ne întrebăm dacă protestele în sine au avut, într-adevăr, un efect pe cât ne-am fi dorit noi. Efecte punctuale, firește că există, însă schimbarea reală a întregii societăți și a tuturor sistemelor acestora s-a produs și firește că ultimul exemplu e, am aici o listă, cu, de la România Curată, știți ONG-ul, cu, are vreo 40 ceva de pagini, candidații la locale, atât la primării cât și la Consiliul Județene, Consiliul Locale, care au probleme penale. Cam așa arată. Chiar o să vă invit, după ce discutăm, să vă uitați puțin pe lista asta și să vedeți cam ce probleme au oamenii ăștia. Din nou, oameni care s-au decis să candideze după toate protestele de la Colectiv, de la Roșia Montană. Altfel spus, oare s-au simțit politicienii afectați în vreun fel de faptul că oamenii au ieșit în stradă? Nu au folosit, de fapt, mesajul oamenilor pentru continua linia de manipulare, în definitiv. Asta ar fi cumva problemele pragmatice, practice, punctuale, protestele, marile proteste. M-am referit acum la marile proteste în ultimii ani. Firește, e și o problemă principală, și anume faptul că protestele pentru noi nu reprezintă modalitatea aceasta de refulare în care ajungem să spunem, să ne spunem păsul, însă nu avem cumva o responsabilitate lărgită, dincolo de protestul propriu-zis, când mergem în stradă și spunem jos ăla sau celălalt, ci responsabilitate față de felul în care noi înșine acționăm. Și aici poate că e cea mai mare problemă, nu? În România avem o foarte mare problemă cu spațiul public, felul în care ne raportăm la ceilalți. Faptul că mereu celălalt e cumva vinovat, politicienii sunt în primul rând vinovați și pe bună dreptate spunem asta, însă dincolo de a arunca blamul pe ceilalți, problema noastră este că nu, de câte ori nu am văzut oameni care nu le pasă câtuși de puțin de locul pe care îl lasă în urma lor, care nu ar acționa în niciun fel pentru a face schimbarea, care nu au niciun interes de a se implica public în treburile, mă rog, societății. Și atunci, problema este că protestele sunt cumva o modalitate prin care arătăm că ne preocupă ce se întâmplă în societate, însă, în definitiv, majoritatea cetățenilor sunt pur și simplu nepăsători la lucrurile care îi atinge în mod direct. Și aici, firește, mare problemă, educația civică. Nu are, cred, sens să discutăm foarte mult, pentru că e o problemă chiar principială, cum se poate reforma sistemul de educație, însă cred că aici am avea o uriașă problemă și protestele, în definitiv, nu au schimbat și nu prea au cum să schimbe lucrul acesta. Protestele ar trebui să fie doar o formă prin care ne arătăm într-un anumit moment civismul, dar altfel civismul ar trebui să fie peste tot timpul cu noi. Ori, din păcate, ne uităm în jurul nostru, nu se întâmplă așa ceva. Deci, reiau. Probleme pragmatice, punctuale, cu fiecare protest în parte, am văzut că nu sunt neapărat, nu au un efect pe cât ne-am fi dorit. Și pe de altă parte, probleme principiale, protestele ar trebui să fie doar o fațadă a unui mecanism interior mult mai dezvoltat și care ține de educație și care se referă la civism și care, din păcate,
ne calmisești la mulți. Cam asta. Mulțumim, Sergiu. O altă întrebare care poate, adică sigur ar merita discutată astăzi, în măsura în care nu reușim să transformăm protestul într-o constantă, oarecum reușim să îi managerăm cât mai bine efectul, forța, să transformăm forța protestului într-un efect cât mai eficient, să spunem așa. Urmează domnul Lucian Ionică. Vi las pe ăsta. Exact despre acest lucru îmi propusesem să vorbesc, și anume despre cum se poate privi protestul, ca protestul să nu fie doar o ședință de psihoterapeutică. Adică merg, particip în stradă, mă agit și mă întorc acasă foarte fericit că am făcut ceva, le-am arătat. Și de fapt nu se întâmplă nimic. Aici trebuie să... Lucrurile astea se pot privi fie din exterior, cu o analiză așa foarte rece a omului de știință, sau din interior, din perspectiva participantului. Și atunci, între cele două perspective, sunt anumite diferențe. Pentru asta aș puncta câteva lucruri. În primul rând, există o inerție socială în schimbare. Unele fenomene, unele lucruri, unele schimbări se pot face rapid, imediat, altele presupun un timp mai îndelungat. Faptul că nu s-a realizat a doua zi după protest ceea ce noi ne-am propus, nu înseamnă că procesul nu a început, nu a demarat. Sigur, el trebuie continuat. Dacă a doua zi suntem dezamăgiți că nu s-a schimbat nimic așa cum noi ne-am așteptat, înseamnă sau s-ar putea să fi avut niște așteptări prea mari, nerealiste. Și atunci, evident că efectul dorit nu se va realiza. Pe de altă parte, ceea ce vrem noi să schimbăm, s-ar putea să fie, să implice fenomene sociale foarte complexe, în care nu este suficient doar un simplu protest sau un protest mai amplu sau un protest îndelungat. Trebuie să intervină și alți factori. Și eu cred, și asta este părerea mea, că doar protestul în foarte multe schimbări nu sunt suficiente. Trebuie și o acțiune firească, normală. E o banalitate ce spun, dar dacă lumea într-un procent semnificativ nu își face la locul lui de muncă, în viața lui de zi cu zi, ceea ce el trebuie să facă în mod corect și performant, nu are cum să se schimbe. Nu pentru că ne întâlnim într-o după-amiază sau în 10 după-amiază și protestăm. Pe de altă parte, protestul însuși este un fenomen social care are legitățile sale, care trebuie cunoscute. Dacă nu cunoști aceste legități, și acționezi împotriva lor, este ca și cum ai vrea să treci printr-un zid fără să vezi că la 2 metri este ușa prin care poți să treci fără probleme. Există un fenomen, și anume protestele pot fi deturnate. E așa de simplu să deturnezi. Pui câțiva oameni care să strige la un moment dat niște lozinci și știm de psihologia mulțimilor cum acționează, lozincile sunt preluate, fără ca lumea să analizeze cu mare atenție ce înseamnă ele de fapt, și lucrurile ajung în altă parte. Sau e suficient să intre 3 oameni într-o mulțime, să arunce cu pietre într-un geam, într-o vitrină, și ce va scrie presa a doua zi? Manifestanții de la organizația cutare sau cu scopul cutare au vandalizat vitrinele. Asta este, se creează o imagine negativă. Deci lucrurile astea se pot face foarte simplu dacă cineva își propune acest lucru. Așa că lucrurile acestea trebuie privite, analizate complex, fie de cei care organizează asemenea sau își propun să organizeze asemenea proteste, fie de către cei care le relatează, vorbesc despre ele. Aș aduce în final doar 3 dovezi că
protestele pot să aibă un efect pozitiv în anumite situații. S-a protestat pentru Roșia Montană. S-a reușit. Cel puțin pentru moment. Lucrurile sunt stopate. S-a protestat împotriva fracturării hidraulice pentru extragerea gazelor de șist. Într-o anumită parte a țării s-a reușit să se stopeze. Acum aflăm că tocmai aici în Banat lucrurile au luat o raznă. Da, numai că destul de anemic. Dar poate nu cunoaștem noi toate detaliile fenomenului și situației de acolo. Poate ar trebui să știm mai multe ca să înțelegem de ce localnicii n-au ieșit cu toții în stradă. Nu cunosc. Poate există niște explicații și există, dar noi nu le știm. Și un alt succes a fost nealegerea unui anumit candidat la ultimele alegeri prezidențiale. S-a reușit. Deși, după primul tur de scrutin, lucrurile păreau să fie îndreptate încotro o altă direcție. Dar s-a reușit. Schimbarea mentalității. Asta este un lucru mult mai dificil și nu cred că doar prin proteste de stradă se poate rezolva acest lucru. Asta ar presupune o activitate mult mai tenace, pe o perioadă mult mai îndelungată și care să implice multe alte, să zic, forme prin care această dorință să se poată manifesta. Vă mulțumesc. Știi cum ar trebui? Școala ar trebui să fie. Izvor al protestului. Izvor al stării libere. Dar cum să fie școala? Măi, când eu le predau la fetele astea mele artă modernă, nu? Mondrian sau știu Mice Ivănescu, mă, plicticoșenii într-un fel, frumoase, dar pentru asta... Și nu zice una, ce-i scutâmpenile astea? He? E o ipocrizie aici, știi? Să spună domnul profesor, anul trecut la Marienbad, l-a pus... Și ăsta e film? N-am auzit. Știi, trebuie încurajat să spună, nu, la nivelul ăla, dar dacă școala, știi, ei vorbesc ca să fie pe placul... ăluia de la catedră. Orice taximetrist, la noi e mitologia șefului. Atât timp cât șeful este mitologizat, mă. Taximetrist zice, ce faci șeful? Na? Zic, lasă-mă că ca dorisii cu formulele de-astea. Bun. Apropo de ce spunea domnul Ionică, stau să mă întreb dacă Crăciun de la Unit Salvăm o fi citit cartea lui Gustav Le Bon, că mi se pare că o cunoaște foarte bine apropo de manipula și de turna proteste. Haideți să intrăm în etapa a doua. Am văzut că băieții și-au notat anumite lucruri, presupun că vor să întrebe. Vom proceda așa. Inițiem ca de obicei o discuție între cele două tabere și apoi imediat invităm și publicul să și exprime gânduri, idei, întrebări, nu doar întrebări, cred că e ok de data asta să... Da? De acord toată lumea? Ok, cine vrea să întrebe primul? Sau... Da. Spuneați, domnule Ionică, că schimbarea această mentalității presupune mai mult decât doar proteste. Însă eu mă gândeam la cum am putea să legăm totuși anumite manifestări publice de schimbarea mentalității. Și mi s-a întâmplat să aud la unele proteste cerându-se pur și simplu educație. Vrem educație. Educație performantă și așa mai departe. Și atunci, pentru că tot vrem să avem o dezbatere, o discuție constructivă, să ne gândim eventual împreună cum am putea prin manifestări publice să transmitem, nu știu, ideea asta a civismului, a responsabilității sociale, a apropierii față de celălalt, respectării celuilalt, nu doar politicienilor, ci și celorlalți oameni. Nu? Adică protestăm împotriva guvernului sau împotriva unor actori cu factori decizionali, dar nu am putea oare să avem și manifestări pro-civism? Ceva de felul acesta? Încerc să vă întreb dacă ați avea idei de felul acesta. Eu m-am gândit la câteva, dar prima oară vă întreb pe dumneavoastră. Da, păi, primul rând, revin la
cu școala, lucrurile sunt atât de complexe, atât de fine, acordul fin al stării tânărului care se formează prin școală, o școală care a rămas ca și biserică, așa, într-un fel de încremenire, din păcate. Sunt și cadre didactice care gândesc mai provocator puțin, dar atâta timp cât nu vrem să construim o școală în jurul elevului, ci în jurul profesorului, universități în jurul studentului, ci în jurul profesorului, atâta timp cât îi le cerem încă și încă să reproducă niște monologice, și asta este o formă de antidemocrație și de șef. Șeful care vorbește și vorbește așa, mă rog, la curs n-ai ce să faci, dar la seminar, seminarul. Păi băi, seminarul este protestul, este meeting-ul, este așa ar trebui. Dar cum să-l faci ăsta când bietele fete din anul întâi, eu zic la litere, nu? Vin acolo și speriate, mă, nu știu să-ți vorbesc. Zice, mie este frică de examenul cu domnul Vigili și dau note mari așa. Dar zic, de ce dracu mă vii frică așa? De? Și eu vă spun de ce, că fac, nu le dau în scris. Mă spun că nu vă dau mă ca să mă copiați, mă, că l-avem pe Ponta și pe toți cu plagiatul. Și nici dacă stau cu pompierii și nu vă pot păzi la tot. Mă. Și atunci le fac discuții la examen și asta este îngrozitor. Îi sperie, dar asta trebuie de mici. De mici trebuie, nu știu, aici este, dar pentru asta trebuie șeful, nu? Să nu mai fie șef, mă, nu știu, să fie partener, să schimbăm, nu știu, e atât de complex și de interesant. Păi și de unde începem? Păi trebuie să începem... Primul pas. Da. Păi ar trebui început totuși de la un anume tip de dezbatere cu șeful, bloia, dracu, că suntem societate ierarhizată așa cu... Și de la ăștia e problema. Vă nu vedeți că ei ne zic cum să predăm, ce să facem, ne spun unde trebuie să ajungem, ne dau programele, nu vedeți că n-au redus nimic din cauza faptului că trebuie profesorul în continuare să fie pe primul plan cu nevoile lui. Da? Nu vedeți că nu reduc clasele și zic că vor că n-avem posturi. Păi fă clase de 10 elevi și studenți, nu seminarii cu 40, că pe ăla nu-l cunoști, nu poți să faci din el om liber. Cu 40 de inși, ce comunicare ai cu 40? Mă înțelegeți? Și toate lucrurile astea ar trebui schimbate, nu e atât de complicat, părerea mea. Nu e așa de complicat, dar trebuie pornit într-un fel, nu știu, nu sunt, eu n-am condus, pe mine și nici câine nu mă ascultă, nu știu ce să facem. N-am o soluție să o dau acum, dar simt că este o stare de spirit care trenează. Pe de altă parte, ne-am schimbat mult, să știți, din anii 90. Noi am fost foarte înapoiați democratic ca țară în 89. Am fost ultimii din Europa de Est, că ăsta ne-a ținut groaznic cum am trăit. Și s-a modificat mult, totuși, țara asta. Acum, îmi spun cum natul meu este de 40 de ani în Germania și vine destul de rar, zice, v-ați schimbat foarte mult, mă, noi am vrea mult. Foarte bine a spus prietenul Lucian. E foarte important să nu așteptăm acum, după asta, imediat schimbare. Ne-am răcorit la protest și la a doua zi schimbare. Așa am făcut în 90, m-a fost o naivitate, că n-au fost mulți acolo la Revoluție în 16 decembrie, am vrut 300 și restul se uitau pe geam, nu știu, speriați în Timișoara, nu-i deloc așa. A fost puțini atunci, niște nebuni așa. Și am crezut că toată țara, vezi, Doamne, toată țara s-a uitat la televizor. Aia a făcut țara. A fost sau n-a fost uitat la televizor, la un fel de telenovelă sângeroasă, așa, li s-a părut că e altă lume, că e ceva ciudat, dar nu vreau altă lume, de fapt, țara. Și noi am zis, dar nu mi-am dat seama cât de complicat e statul ăsta și tot, cu mii de șefi. Cu mii de șef, cu nomenclatură, cu securitate, cu director de bănci, cu director de fabrici, tot ei erau acolo. Eram 400 acolo, dar nebuni. Vezi? Da? De asta zic că e complicat. Dar dezbateri de felul ăsta sunt foarte utile și trebuie făcute în continuare, că schimbarea există. Există. Atâta timp când ne adunăm și vorbim ca nebuni de 30 de ani. Păi știți, de 20 și atâția de ani. Știți ce ne-a spus Iliescu? Am fost după proclamație. Am făcut proclamație, am fost eu... Fiertatul George Șerban, că Lucian știe.
4 Timișorii când am lăsat proclamația. Nu spus prin Virgil Măgulean, nu știam cu serii, că nu era seriu. Că am înființat după progromul de la Târgu Mureș, că nu l-a făcut curaj să spună că serviciu secret trebuie înființat și a făcut grozăvenie de la Târgu Mureș. Mi-a spus așa, zice, domnul președinte provizoriu vă știe dosarele de la universitate, destine de mare perspectivă. Nici nu eram, piața universității a scos punctul 8 în primul plan. El știa, era acolo, dar nu... Dar el știa, Iliescu, bun politician, clar. Și a spus așa, negociem. Faceți punctul 8, îl aplicăm în toată țara, mai puțin la domnul Iliescu. Și mergem împreună. Și cu toată lumea și... Multe lume mi-au spus, băi, fraierilor, ați fost niște fraieri istoric vorbind, pentru că s-ar fi schimbat mult mai mult din România. Nu știu dacă s-ar fi schimbat. Ne-ar fi mințit, ne-ar fi victimizat imediat. Pentru că în fișa postului minciună, într-un fel. Și de înțeles. Ne-ar fi folosit, înțelegi? Și n-ar fi făcut cu asta. Și îl susțineam pe Iliescu și nu mai era punctul 8. 20 ceva de ani până în ziua de azi se vorbește de el și tot timpul îi ciocănim cu el la cap, că nu l-am negociat. Nu l-am negociat atunci. Alex, o întrebare? Am văzut că-ți notai la un moment dat. Da. Nu neapărat o întrebare. Nu știu, sunt atâtea teme că... Mi se pare că intrăm cumva într-un cerc vicios, fără să vrem, ne blocăm. Eu mă gândesc așa, care-i funcția, care-i treaba cu protestul în societate? Când apare? Că mă gândesc, ai o problemă, nu știu, ți se blochează un demers administrativ. Care-i primul lucru pe care îl faci? Sfânt serio, nu ții pancarda mână și ieși în piață. Faci o plângere. Faci apel la superior. Și abia când se creează o stare din asta generalizată, închistată, de știi că nici măcar n-are rost mai încerc, oricum nu se rezolvă nimic, ca o ultimă soluție, ieși în stradă protestând. Și atunci mă gândesc că, de fapt, protestele în definitiv și întotdeauna sunt îndreptate împotriva autorităților, cei care ar trebui să rezolve problema respectivă, nu? Cum a fost la Roșia Montană, nu? Adică te duci și te îndrepți împotriva autorităților pentru că ei ar fi trebuit cumva să controleze, să vadă dacă îndeplinesc toate criteriile cei care încercau să facă investiția în locul respectiv. Și apoi te gândești, bun, și pe autorități cine pune presiune? Păi noi, societatea civilă, prin proteste. Și zici, ok, am delimitat o feliuță și după aia trebuie să mai rupi din feliuță asta, că zici, stai un pic, dar noi dintre toți din societate, multora nu le pasă, mulți nu înțeleg, și rămâne o feliuță și mai mică. Și aici intervine problema educației, că zici, bine, vrem să facem proteste, dacă am fi mulți, s-ar rezolva lucrurile, că de fapt, na. Și după aia zici, bun, dar cum îi convinge pe ceilalți? Și ajungi la problema educației. Și zici, bun, păi hai să ne întoarcem la educație. Dar de educație cine ar trebui să se ocupe? Pe autoritățile. Și noi încercăm să ne facem cumva batalionul împotriva autorităților și îți dai seama că ai nevoie de ei ca să-ți pregătească soldații, în sens civic, nu? Să te ajute să-ți pregătești soldații ca să poți să produci schimbarea. Și intrăm într-un fel de cerc vicios. Și atunci te întreb cum poți să schimbi lucrurile. Și dacă tot ziceai să facem mai degrabă un fel de workshop, ca așa, mă gândesc ce rol important trebuie să le aibă ONG-urile, asociațiile, cele care obțin finanțări prin proiecte europene, de exemplu. Și aș da aici un exemplu, mi se pare excepțional, Asociația Salvați Bucureștiu, care a devenit Uniunea Salvați București, devenit partid politic, după ce a fost o asociație, după ce s-a luptat cu primăria și a câștigat în instanță. Și mă gândesc, aș face o trecere cu ce s-a întâmplat în Spania, cu Los Indignados, care a început ca o mișcare în stradă de protest și a devenit partid politic, îl Podemos. Și au ajuns să conteze pe scena politică. Ultrastângiști, de altfel. Mai irrelevant, fiecare țară cu particularitățile ei. Uite ce se întâmplă la protestele din Franța, de exemplu. Eu sunt fascinat de felul de a fi al francezilor. Acum, pentru că mă gândesc, când am fost la Roșia Montană, de exemplu, la primele proteste, o chestie ce m-a trăznit. Dumneavoastră spuneați de libertate, cum te simți bine protestând. Eu am observat mulți alții care cumva erau rușinați că erau acolo. Da. Țin minte că făceam ture prin Unirii. Da, dar așa cumva se bage după aceea, când era vorba să strige sau să manifeste individ, era, dacă aș putea să nu. Da, da. Hai să vorbești. Folosiți un microfon. Da. Să rușinează, da. Trebuie să treci prin experiența asta. Ca să nu te mai rușinezi. Ca nu te mai rușinezi, nu poți dacă nu experimentezi să nu te rușinezi.
Dacă stai așa tot timpul, atunci trebuie mobilitate socială. Și asta ajută. Da, da, e problema așa. Că-i rușine așa, dar totul să uită în dreapta, în stânga, ce se întâmplă. Da. Dar e un fenomen acolo. Să... Da. Da. Dar e problema și să fii receptiv, că cineva încearcă să te mobilizezi, dar acum trebuie să ai și sâmburile aia și aș reveni la ce se întâmplă în Franța acum. Deci nu discut dacă e realist ce se predă, dacă e corect, dar ideea asta că într-o lună manifestanții din Paris își propuneau printre altele rescrierea Constituției. Adică cum să nu fie permecător? Exact, evident, dar energia respectivă, știți? Adică la noi, cum s-a întâmplat cu Exifarm acum, unde, Dumnezeule, nu mișcăm nimic. Și ei vor să rescrie Constituția. Adică e o diferență de mobilizare socială și tot într-o lună. Mie mi se pare fascinant. Haideți să încercăm să implicăm și publicul. În măsura în care vreți să puneți o întrebare sau măcar într-o formă sau alta încercați cu un argument să puneți în încurcătură una din tabere, totuși la final vom vota. Să ne spuneți cine sunteți și cu ce vă ocupați. Daniela Rațiu... Da, Daniela Rațiu, jurnalist. Eu am o gândire mai aplicată și vă și sugerez un plan de bătaie. Pentru că așa tot, e foarte frumos ce se discută aici. Cu Daniel Vighi am protestat. Dacă mă ținem aminte, am protestat chiar și pentru Teatrul Național. Când era fosta directoare, și era o plictiseală în teatrul ăla, era ceva îngrozitor. Și am stat pe treptele din fața teatrului, cu Ovidiu Mihăiță de la Oleu Teatru, în fine. Deci protestul într-adevăr este necesar și e, într-adevăr, e o metafizică foarte frumoasă aici. Eu v-aș sugera să faceți un proiect. Un proiect cu care să mergeți în clasele a 12-a în liceele din Timișoara. Un proiect în care să mergeți în facultate. Și, efectiv să mergeți să vorbiți despre protest, despre ce înseamnă comunitate, ce este statul de drept. Îl puteți invita pe Cristi Dănileț, care are un manual acum, educație juridică. Vă pot pune legătură cu el. Pentru că lucrurile astea, într-adevăr, lipsesc. Protestul fără o educație, pentru că noi aici suntem deficitari la educație civică, nu prea înțelegem ce e în jurul nostru. Ni se pare că nu ne afectează, dar ne afectează direct tot ce se întâmplă. Și cred că asta ar trebui să faceți. Și ar fi un proiect beton. Da, nu știu cum ar avea... Deci cum ar... întotdeauna când te enervează ceva. Păi da, dar cum... Teoretic, deci, cum faci teoria protestului, știi? Trebuie pus să se... Dar nu teoria protestului. Nu sau teoria protestului. Ci pur și simplu te duci în liceele din Timișoara sau în facultăți și intre pe studenți, pe elevi. Știi ce este statul sau știi ce te enervează? Spune ce te enervează. Te enervează ceva? Nu. Dar nu trebuie să le faci chestii didactice și plicticoase. Da, ci, problemă. Nu știu, atârni în față ceva acolo, scrie acolo ce te enervează. Mă enervează primarul, mă enervează tramvaiul. În primul rând enervează școala, cum școala, este. Dar nu o să spun asta. Da, este o soluție asta. Să ajungă să spună. Da. Să ajungă să vorbească. Pentru că ai văzut ce nu le place. Deci tu ca profesor spui că asta este o problemă. Deci pentru că nu și asta este o problemă. În elevii, nu? Sunt analfabeți funcționali, nu? De fapt, asta este o mare problemă. Trebuie să înveți să gândească, să se deschidă, să... Știi ce am mai observat? Nu mai intervin. Știi ce am observat? Nu e chiar așa. Și noi idealizăm, zicem, tânărul este prin excelență protestatar. Nu e așa. Este extrem de conformism. Știi că la mulți nu le convine. Lasă-mă, domnule, în pace, tot vii cu tâmpenile astea tale. Știi? Tace, nu zice asta. Dar ce mă tot frezi la Daniel, capul? Mai spun o singură chestie. Atâta? Lasă-mă să-mi dau examen, să-mi iau o diplomă, să plec, să uit de voi. Dar uite-te că spre deosebire de ani în care noi protestam acum 5, 6, 7, 8 ani, nu existau tinerii care astăzi vorbesc despre protest. Nu? Cine s-ar fi gândit atunci când noi stăteam pe bănci, pe treptele de la teatru sau acolo unde în hruba aia unde... a lui Vlad, nu? Cine s-ar fi gândit că o să vină Roșia Montana, că o să iasă tineri în stradă, că o să fie preocupați de protest? Universitate, că am fost 7 ani și luptă cu rectorul. Da. O putere rectorul este al Lucian, ceva te ferească.
baronii baronilor. Da, atunci era și povestea, nu? Deci un general de Paul Mihai, care a împușcat în Revoluție. Da. Preda la facultate. M-am dus la 100. Mai și-o venit să predea în universitate. Și mă vine pe mine, mă întreabă presa, ce părere ai, domnul profesor Vigi, că ți-o venit ăsta în universitate. Și ce puteam să spun? Cu proclamația în spate, cu miticul, ce dracu puteam să spun decât că e o porcărie ce-o făcut? Păi, și ce-a început după aia? Și nu vă spun ce solidaritate. 7 am fost din 4.000. Da. Și ceea ce a fost șocant pentru mine este când i-am întrebat pe cei de la 100 care este poziția voastră în legătură cu... Pe noi nu ne interesează. Noi trebuie să mergem în tabere. Noi trebuie să... Da. Ce proteste în postul? Bun. Ascultăm o altă întrebare. Sau observație. Da, întotdeauna e greu cu protestele. Să ne spui și cine ești? Numele meu e Alin, sunt student la master la psihologie și aș vrea să vorbesc dintr-o perspectivă un pic psihologică, cam care sunt variabilele care sunt implicate într-un protest. Și sunt trei variabile proxy care determină protestul, și anume identificarea cu grupul, self-efficacy, cum s-ar traduce asta? Eficacitatea la care, scuze, am un pic de emoții că n-am mai vorbit de mult în public, și deci eficacitatea pe care o simte grupul de a realiza o schimbare și sentimentul de furie pe care grupul îl are. Deci astea ar fi cele trei variabile care ar influența tendința spre protest. Ai și sentimentul că ești protejat de grup. Cel puțin exact. Așa era. Exact. În vremea cu la Revoluție stăteam mai pe mijlocul grupului, că la margine să filmau, să nu te vadă, și grupul îți dădea o senzație de autoprotejare. Probabil că și acum, într-un fel, lucrul ăsta este real, dar mai ales în societățile totalitare, că noi nu suntem cu corupția asta, e bună pentru democrație, vorbesc, că mai bine politicieni slabi și protestele noastre pot să îi macine mai mult, pentru că un dictator iubește puterea pentru putere, ăștia iubesc puterea ca să fure. Mm-hmm. Și asta e slăbiciunea lor. Da, da, da. Asta ar fi o altă chestie, o altă remarcă care aș avea de făcut, tendința sistemului de a rămâne stabil, stabilitatea sistemului de-a lungul istoriei. Și asta se întâmplă deoarece cei care conduc sistemul au niște interese de a-l menține, pentru că sunt în poziții din care ei profită. Și atunci, folosindu-se de toate mecanismele de control, ei reușesc să stopeze mișcările astea de schimbare. Și fac o referire acum la o carte pe care o citesc de Acemoglu, care face diferența dintre instituții politice inclusiviste și exclusiviste și instituții economice inclusiviste și exclusiviste, în încercarea lui de a explica diferențele de bogăție dintre națiuni. Și concluzia lui este că 75% din variabilitatea în income per capita e explicată din diferențele instituționale dintre țări. Adică țările care au instituții inclusiviste, care permit oamenilor să participe politic și economic, într-un timp mai îndelungat, reușesc să devină țări prospere. Pentru că ele reușesc să atragă un capital uman de inovație, de idei noi, de genul acesta. La noi, în schimb, cred că, cum am zis, tendința sistemului de a se menține este destul de puternică, deși am observat schimbări de-a lungul timpului, dar aș zice că este și un element cultural la mijloc, din cauza că eu personal cred că România, fiind o țară colectivistă, în care relațiile sunt foarte importante și a fi la fel ca ceilalți e o virtute, se pune foarte multă presiune din școală, pe copii să se adapteze la cutumele culturale. Și atunci individualitatea nu e încurajată,
Și nefiind încurajată individualitatea, un mare potențial uman se pierde. Bine, mulțumim. Încercăm să rămânem compacți, mă refer la timp acum. Am să rog pe Paula între timp sau pe Ioana să aducă urna pentru vot. Vă reamintesc moțiunea, generația protestelor, la un clic distanță de nicio schimbare. Câtă vreme vreți să fiți pro-proteste, veți vota contra moțiune și invers. Și între timp, domnul Ionică, observație? Aș întoarce la povestea cu educația și cu școala. Lucrurile sunt mai complexe. Pentru că atunci când vorbim de școală, nu vorbim de un singur lucru. Vorbim de mai multe lucruri. Și n-ar fi bine să nu le distingem. Pe de o parte, este acțiunea propriu-zis instituțională. Adică ce vorbesc profesorii, cum vorbesc, ce metode predau și așa mai departe. Pe de altă parte, poate chiar mai eficient decât ce face profesorul, este ceea ce face grupul, colegii. Pentru că profesorul transmite, în primul rând, informații, cunoștințe, dar colegii transmit, cum să zic, nu neapărat în mod explicit, dar cu atât mai eficient, valori. Ei sunt mai credibili. Ei oferă modele. Modelele acestea sunt influențate de televiziune. Modelele sunt influențate de ce văd copiii în afara școlii. Și atunci, dacă sărim doar pe capul profesorilor și zicem, îi aducem pe ei pe calea cea bună, în ghilimele, rezolvăm doar o mică parte din problemă. Rămâne ceea ce fac copiii între ei. Și vă dau exemplu cel mai cunoscut. Dacă un copil apare cu un model de telefon nou, toată clasa va dori să aibă modelul ăla de telefon, adică să fie în rând cu ceilalți, adică cu acela cel mai bun. Și asta este un exemplu foarte simplist, dar sunt alte fenomene mai puțin evidente, dar sunt foarte eficiente. Ce facem aici? Asta e o chestiune de studiat. N-am o soluție, nu pot să vă spun cum ar trebui făcut, pentru că nu m-am preocupat să stau de vorbă cu copiii, să stau de vorbă cu cei implicați și să încerc să trag o concluzie. Dacă ar fi să de făcut ceva, ce aș face eu? Dacă aș avea putința de a decide, aș înființa un grup de lucru, poate retribuit, într-o anumită formă cointeresantă, nu, cum să zic, bursieri așa, care să primească niște bani, să nu producă nimic. Un grup de lucru care să vină cu propuneri, cu analize și propuneri. Și atunci asigur că plecând de aici, cei care decid, inclusiv dezbaterile în societatea civilă, ar putea avansa. Pentru că altfel rămânem la simple impresii și vorbim despre impresii. Că eu cred că ar fi bine. S-ar putea să am dreptate sau să vorbesc pe lângă. Aici trebuie o abordare profesională. Nu văd asemenea abordări profesionale, din păcate. Nu știu. Deosebite, dar le-a distrus Andronescu, mă, tot. Păi cum, mă? Dar Micle ăla e foarte bun, mă. Și toată gruparea aia a făcut proiecte de reformă, dar nu le-am citit, nu le-am studiat, nu le-am dezbătut, nu le-am analizat. Foarte interesant. Tot ceea ce fac de atunci încoace de la reforma aia, e să o distrugă. Păi asta au făcut. Și nici ăsta curaj, nu are niciun curaj să revină măcar la... Aia a fost interesantă. Că iar o luăm cu... Dar au fost grupuri de experți. Au existat și în sănătate. Cu Păunescu ăla, profesorul Păunescu, și mai mulți. Dar nu, tot timpul le reinventăm și sunt forțe retrograde care le boicotează orice idee de reformare. Că nu ne-a plăcut nouă, într-adevăr, că era... Și nici acum cu atât mai mult acest Traian Băsescu, dar au avut în jurul lui câteva grupuri de think tank-uri foarte interesante. Alea ar trebui reluate și discutate. Și ar trebui văzut ce a făcut grupul Micle. Mă, păi ăsta e foarte bun profesorul ăsta de pedagogie. Trebuie cu specialiști de ăștia și să fie mai atenți la astea. Și să vedem, stați mă, de ce ați distrus astea? Protest, apropo de protest. Numai că nu vor. Eu spun că și mulți dintre elevii, asta e problema. Asta e problema, că nu vor nici ei. Pentru că e normal, mai, e mai complicat să faci reformă. E stresat, este enervant, că și libertatea e enervantă.
e mult mai mișto să ascult, ăla vorbește la catedră, tu reproduci sau... În general, când ești în dictatură, e mai comod un pic. Știi că îți mergi la bere și... Propunere, chiar și în afara sistemului formal de educație, nu știu, campanii publicitare despre modele civice și așa mai departe. Adică, cumva, tot societatea civilă să se implice în astfel de proiecte punctuale, dar care să aibă ca obiectiv conștientizarea publicului cu privire la importanța civismului. Secundă, aceste campanii trebuie să fie uneori ca un tratament. Nu iei doar o doză de... o injecție, două, ci trebuie să o iei luni de zile, poate ani de zile. Rezistă societatea civilă să facă un asemenea proiect ani de zile? Și atenție, un alt fenomen îngrijorător în școli, s-a spus profesorul Drăgărescu de la Politehnică, păi dar nu se mai predă evoluționismul, mă. Păi dar cum, mă, pământul e de 6.000 de ani, ce dracu, am nebunit toți? Păi am renunțat la știință. E o metaforă. Ne ducem în evul mediu acum cu învățământul ăsta. Păi dar e o problemă gravă. Nu se miră nimeni că a câștigat tabăra contra. Așa cum era de așteptat, protestele au câștigat în seara asta. Le mulțumim invitaților noștri, vă mulțumim vouă că ați venit, că v-ați implicat. Îi mulțumim Danei Sarmeș, Asociației Culturale Contrasens, Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș. Vă invităm să mergeți duminică și să votați. Și la proteste mai mergeți, că mai face primarul. Da, e bun și tot felul. Alea mele sunt destule. Da. Bun, discuția poate continua în curte, cred. Ne-am bucurat dacă ați rămâne și dacă ne-am întinde la... Și vă mulțumim! Și noi!